Anul trecut n-am fost făcut o evaluare și am vrea să nu se spice legal exact cum stau în acest moment. Sigur, vă rog, ați hotărârea de guvern 711 din 2008 și în legea 188, situația instituțiilor publice sub autoritatea consiliilor județene sau autorităților administrației publice locale nu este reglementată în competența de evaluare a conducătorului automatului principal de credite. În regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Sociale este prevăzută competența de a stabili evaluarea la nivelul Consiliului Județean Cluj. Deci este o categorie de entități publice la care conducătorii acestora, respectiv directorii, cum avem și în cazul gestului, nu au fost deja TPC-ul și alte entități publice, nu sunt cuprinși în norma legală.